Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici, iată că a început o nouă săptămână, avem această zi de luni 25 iulie, astăzi avem un careu între Venus și Jupiter, Venus din Rac și Jupiter în Berbec, îți povesteam ieri în cadrul horoscopului săptămânal că aduce așa un pic de autoindulgență, un pic de exces, de zel și în ceea ce privește zona romantică, dar și în ceea ce privește partea de cheltuiel, pentru că să nu uităm că Venus are o legătură mare cu banii. Dragostea tot timpul trece prin stomac. Venus are aspect, nu este neapărat negativ, neplăcut, care să ne declanșeze așa crize, dar ne dă așa un pic de nerăbdare, pentru că vrem să se întâmple lucrurile într-un fel și ele nu se întâmplă așa, pentru că noi nu facem acțiunile astfel încât să ajungem în acel punct. Și bineînțeles, suntem tot timpul nemulțumiți și da, în care o Venus Jupiter e momentul în care niciodată nu vrei mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Te așezi, Venus în Rac se așează, pom face care cu Jupiter în Berbec, mai mult, mai mult, m-am săturat, m-am plictisit, mai vreau. Bun. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, te invit să te uiți și la Zodie și la Ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Bun. Începem cu Berbecul sau cei cu Ascendentul în Berbec, îți dai seama că Jupiter este în semnul tău, Venus în casa a patra. Plec de acasă? Nu plec de acasă. Mai stau cu familia? Nu stau cu familia. Dar de ce nu ține cont și de mine? Dar de ce trebuie să țin cont de alții? Ești așa într-o perspectivă, într-o cumpănă din asta, într-o balanță din asta. Dar de ce? Dar de ce? Dar e o chestie interioară, știți? Adică nu ceilalți fac ceva. Voi singuri vă tensionați pe dinăuntru. Între convine, nu convine, mai stau, mai nu mai stau. Trecem la Taur sau cei cu Ascendentul în Taur. Venus este guvernatorul vostru. În care eu cu Jupiter din casa 12-a. Aveți grijă ce spuneți astăzi, pentru că efectele vor fi neașteptate și pe urmă vă vor provoca. Și bineînțeles, o să ziceți, dar n-am zis eu, dar n-am făcut eu, dar nu m-am băgat eu. Și oamenii ceilalți vor să vă zică, ba da, tu ai zis, tu ai făcut, tu ai drept. Nu eu. Și grijă la cheltuieli. Trecem la Gemeni sau cei cu Ascendentul în Gemeni. Gemenul acesta de aspect pe voi vă poate declanșa în zona de relații cu prietenii, adică să apară din asta, hai să facem asta, dar câți bani, dar unde? Și fără să vă dați seama, buzunarul să se golească puțin, că aveți impresia că sigur, 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 sigur am bani, fac eu rost de bani. Doar că e important să nu promiteți acum bani pe care îi veți face în viitor, ci să vă uitați la ce aveți aici acum. Trecem la Rac sau cei cu Ascendentul în Rac, Venus este semnul vostru. Jupiter în casa 10, să mă îmbrac în rochie, să mă îmbrac în fustă, să mă îmbrac pantaloni, să-mi iau cămașa aia, să-mi iau pantofia, să-mi iau pantofii ceilalți, să-mi iau Adidas și ceilalți și sunteți așa, să fac aia, să fac aia, să dreg aia, sunteți, e o tensiune foarte, foarte puternică pentru că vreți să impresionați, mai ales la locul de muncă. Trecem la Leu sau cei cu Ascendentul în Leu, trecutul-i trecut și trecutul vă ține pe loc câteodată, nu vă duce mai departe. Pot fi și momente în care trecutul să vă împingă de la spate, să ziceți, nu mai vreau acolo, dar învățați ca partea aceea care n-a funcționat să nu vă mai împingă, să vă împingă lucruri bune de astăzi. Plus că ne apropiem de luna a nouă, semnul vostru. Trecem la Fecioară sau cei cu Ascendentul în Fecioară. Gândiți-vă că Mercur va face mâine un careu cu Marte, sunteți foarte agitați, supărăcioși, vă sare țandăra din orice, din absolut orice, adică și din chestii gândite de voi, imaginate de voi, niciun caz reale. Poate că e cazul să stați puțin cu voi, să vă gândiți ce se întâmplă, ce sunt eu agitat, ce îmi transmite mie trupul, ce îmi transmite mie mintea. Trecem la Balanță sau cei cu Ascendentul în Balanță. Venus este în casa 10, Jupiter în casa 7. Trebuie să găsiți, e ziua aceea în care trebuie să îi împăcați pe toți. Să împăcați și capra și varza, și pe ea de la serviciu și pe partener, știți? Sau să împăcați și la serviciu oamenii, dar și nevoia voastră de a avea viață personală, nu de a petrece toată ziua gândindu-vă la problemele de la serviciu. Deci la Scorpion sau cei cu Ascendentul în Scorpion, cu cât insistați mai mult, că voi aveți dreptate, într-o problemă la serviciu, cu atât o să pierdeți mult timp și nu vă alegeți cu nimic. Dar dacă sunteți isteți așa, ziceți, da, domnule, spuneți o dată de două, trei ori, după care vă retrageți și să vedeți ce se întâmplă. Nu trageți cu dinții de nimic astăzi. Trecem la Săgetători sau cei cu Ascendentul în Săgetători. V-ar prii, cum aș putea să vă spun, v-ar prii în momentul în care vi se propune un proiect, da, să nu ziceți că vă ocupați voi 100% de el. Hai să facem o ieșire
cu toată familia și să nu ziceți, lasă că sun eu la restaurant, lasă că fac eu rezervare, lasă că mă asigur eu să avem băutură, lasă că mă asigur eu să avem tot ce ne trebuie, mă asigur eu de transport. Nu, nu le faceți voi pe toate, încercați astăzi să mai delegați, să-i mai lăsați și pe ceilalți să se implice. Nu înseamnă că nu sunteți buni de nimic sau că nu vă descurcați, ci că pur și simplu sunt zile în care nu trebuie să vă dați cu totul pentru lucruri care nu sunt așa de o importanță, nu sunt vitale. Deci la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, Venus este în casa a șaptea. Partenerul va fi total nemulțumit și voi ziceți, păi fac aia, dreg aia, nagging, știți, comentează, vorbește, critică, pretențios, dar dacă stați așa și puneți niște întrebări mai cu oarecare profunzime, vă veți da seama că în spatele acestor comentarii se ascunde cu totul și cu totul altceva. Poate o lipsă de siguranță, poate niște frici. Deci în Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător, astăzi nu este ziua în care să munciți de 5 ori pentru un proiect, ci să munciți de 2 ori așa și să fie bine. Astăzi nu debordați, nu încercați să demonstrați că uite, domne, am făcut, am sunat, am vorbit cu oamenii, am discutat, am negociat cu ei, m-am văzut cu ei, uite, au venit să-mi cumpere ceva, a trebuit să fac niște acte, uite, nu vă alegeți cu nimic, ba în contră, atitudinea celorlalți ar putea să fie, dar ce te tot plângi atâta, e de ta mai omul. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești, copiii s-ar putea să aibă idei din astea, mama, tata vrea o din aia care costă mult și trebuie să le cumpărați, sau voi s-ar putea să aveți tentative din acestea, să vă cumpărați lucruri doar pentru că le vedeți în vitrină sau doar pentru că le vedeți pe un site și vi se pare vouă că dacă cumpărați produsul respectiv, vă asociați cu brandul și vă dă un alt aer, puțină grijă. Să vă priască recomandările mele și să ne vedem cu bine mâine!